astăzi, 6 aprilie 2023, se examinează în ședință publică cererea de mare judecată înaintată de Murari Viorel către Consiliul Consiliu, privirea la apărare onorii, demnității, reputației profesionale, încasare prejudiciului moral și compensare cheltuielilor de judecată. Ședința se declară deschisă la ora 11:03, ședință care se înregistrează audio. Se verifică prezența participanților în proces. Este prezent reclamantul Murari Viorel, identificat anterior, și turistul Costel Vasile. Sunt. Vasile Costiuc. Privind apărarea onoarei demnității, reputației profesionale, dezmințirea informației, reparare prejudiciului cauzat. Fauție invocă că la 3 iulie 21 a plasat în spațiu online o postare video intitulată Hotelul lui Capcaliuc, în Dole cu Murari, în Praga, care poate fi vizionat prin accesarea link-urilor. Onorată instanță, prezenta cererii de chemare în judecată a fost formulat ca rezultat a informației vădit mincinoase răspândite de către părâtul Costiuc. Referitor la pretins hotel din Praga, îmi este interesant și mie unde se află acest hotel. Poate Costiuc va prezenta probleme necesare. Dreptul, mai bine spus, libertatea de exprimare, ca și dreptul la viața privată, reprezintă drepturi consacrate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Nu există o ierarhie între aceste drepturi și libertate. Ambele sunt protejate de Convenție și Constituția Republicii Moldova. Părâtul Costiuc a avut, să spun eu, trebuia să aibă discernământul atunci când făcea declarații publice, inclusiv critici față de persoana mea, fiindcă am deținut o funcție publică de procuror șef al Procuratorului Anticorupție și evident că pot fi criticat în activitatea pe care am desfășurat-o, trebuia să aibă și diligența respectivă pentru a nu induce în eroare opinia publică referitor la personalitatea mea. Ceea ce a făcut părâtul Costiuc, de fapt, este o manipulare, este o dezinformare grasă și ne atinge grav onoarea, demnitatea și reputația profesională. Fiindcă el m-a acuzat, interalia, posedă un hotel cu o altă persoană în Praga, prezumând că acest hotel, adică denotând că sunt o persoană care am resurse financiare și am putut să le investesc într-un hotel, pretins hotel în Praga. Mai mult ca atât, acțiunile de dezinformare și manipulare, părâtul Costiuc le-a continuat în emisiunile politică de la un post privat de televiziune, unde în continuare a difuzat informații false ce ține persoana mea. În calitate de dovadă am anexat compact discul, din care rezultă informațiile de făinătoare. Am anexat la cerere de chemare în judecată extrasele din emisiunile propriu-zise și stenograma declarațiilor părâtului Costiuc și dovada expedierii cererii prealabile către părâtul Costiuc, prin care am respectat procedura prealabilă prevăzută de lege privind la libertatea de exprimare. Solicit constatarea lezării onorii, demnității și reputației profesionale prin afirmațiile părâtului Costiuc Vasile, expuse atât pe rețele de socializare cât și în cadrul postului privat Tele8, obligarea părâtului să dezminte public informația cu conținutul sau comunicarea publicului că Costiuc Vasile își cere scuze publice de la Viorel Murari pentru afirmații intenționat false și defamatoare din cadrul înregistrărilor făcute publice pe rețeaua Facebook și YouTube din 3 iulie 2021 și în cadrul emisiunii politică de la postul privat de televiziune din 15 iulie 2021. Incasarea prejudiciului material și a cheltuielilor suportate în legătură cu examinarea. Cu care afirmații din cadrul emisiunii de la TV8, domnul Murari nu este de acord? Da.
Am specificat în cererea de chemare la judecată și ele sunt anexate și cele de la, în copiii care le-a făcut părâtul Costiu. Și a doua întrebare, cum ai estimat prejudiciul de 50.000 vizând lezarea, onoare și demnități? De ce nu 500.000, de ce nu 5 milioane? Care a fost argumentarea? Preieșind din jurisprudența Curții Europene a Dreptului Omului, preieșind din jurisprudența de astfel de cauze, a dosarelor examinate de instanțele judecătorești din Republica Moldova. Și ultima întrebare, dacă noi dosarele inițiate de către procuratură privind îmbogățirea ilicită, dacă au fost finalizate și care este decizia pe aceste dosare? Nu este obiect al prezentei examinări, dar o să-i răspund părâtului Costiuc. În cadrul dosarului pe îmbogățire ilicită, pornită de către procurorul general suspendat spre urmă, eu am fost scos de sub urmărire penală, este ordonanță de scoatere de sub urmărire penală. A fost făcut în timpul când era strănovul procurorul general. În 2021, dacă nu greșesc. La expirarea termenului de 6 luni. Cei ce denotă că n-au avut, conform ordonanței respective, n-au fost probe pentru a înainta o acuzare. Ori, dacă înainta o acuzare în lipsa probelor, era o punere ilegală sub urmărire. Tot ce a spus părătul Costiuc sună frumos de la tribuna Parlamentului, dar ținând cont de aptitudinea acestuia, nu cred că a să ajungă. Dar, mă rog, viața politică e viața politică. Simplă întrebare. Nu mă deranja critica adusă, reieșind din comunicatele, să spun eu, care încalcă prezumția de nevinovăție a fostului procuror general Stăinov, dar m-a deranjat afirmațiile care e vădit falsă, referitor la hotelul din Praga. Și acum întrebarea mea. Despre care hotel ați vorbit? Care este adresa acestui hotel? Unde se află el? Ce denotă că eu dețin dreptul de proprietate asupra lui sau sunt beneficiar efectiv? Onorată instanță, nu am nicio posibilitate să am acces la date cu caracter personal, privat, în afara unei cauze penale și foarte bine știți procedura, dar din discuțiile pe care sunt în public, domnul Candu, împreună cu alți cetățeni care au deținut funcții importante și acum sunt fugari pe la Londra și împreună cu domnul Murari ar deține proprietăți. Și chiar aș fi vrut ca instituțiile statului să facă solicitări de rigoare ca să vedem pe ce persoane sunt înscrise. Eu am solicitat și solicit în continuare ca statul să se ocupe. Noi nu avem nici posibilități, nici dreptul. În afară de a fi tribune ai poporului și de a întreba cum s-a întâmplat că în Praga și știm foarte exact că sunt. Noi nu putem să demonstrăm. Noi nu avem acces la... Noi nu avem resursele financiare să facem interpelări, să facem solicitări la instituțiile statului. Dar sunt și în Carlo Vivare, sunt străzi întregi cu hotele ale celor care au condus. Și Drăguțan, și Otilia Drăguțan, și alții care au deținut funcții publice în statul nostru. Și sunt cei care pleacă la odihnă în hotelele astea. De asta eu am întrebat exact dacă statul nostru ne poate proteja interesul nostru și dacă statul ne poate... Oprit cei ce se referă la alte persoane. Eu am spus că împreună cu un grup organizat... Alte persoane publice sunt hotele prin nu știu pe unde. Asta e răspuns? Deja apreciem răspunsul în mai târziu în deliberare. Este răspuns? Da, este răspunsul. Din înregistrarea video care a fost anexată la materialele prezente precis, rezultă că părâtul Costiuc se află în Praga, în spatele sau în fața unui hotel, care afirmă că este hotelul meu, sau care eu sunt beneficiar. Deja eu fac insinuări acolo. Pe mine mă interesează de unde a luat părâtul Costiuc, ca nume acel hotel, la să declare adresa lui, a hotelului respectiv care apare în înregistrarea video. De unde a rezultat sau de unde cunoaște dumneavoastră că îmi aparține mie sau eu sunt beneficiarul efectiv? Onorată instanță, ca de obicei nu vreau să-mi divulg sursele pe care le am atunci când fac anumite declarații. Dar vreau să-i spun domnului Morari că din colegii din Procuratura Anticorupție au venit aceste informații despre proprietățile din străinătate și nu e vorba doar de un hotel. Dacă m-ar chema cei din Procuratură și ar investiga o asemenea cauză, sunt gata să merg să colaborez cu instituțiile statului, să le spun de unde știu, cine mi-a spus, să le arăt
mesajele primite de la colaboratorii ai instituțiilor de stat, așa că de la Procuratura Anticorupție. Nu, eu n-am lucrat niciodată în Procuratură sau în alte instituții de stat. A apărut undeva în informații oficiale furnizate de Procuratură, inclusiv Procurorul General suspendat Stoianovu, că eu aș fi deținut sau membrii familiei mele în un hotel undeva, nu Prag, dar altă, din care dumneavoastră v-ați fi consultat. Nu, de la Procurorul General n-am comunicat niciodată cu el. Eu nu vorbesc de Procurorul General, eu vorbesc de informațiile făcute publice de Procuratura Generală, așa am spus de Procurorul General. Bun, Procuratura, dacă a spus, asta e altă întrebare. Să stabilească Procuratura unde aveți proprietăți, de ce aveți proprietăți, din ce sursă. Nu eu trebuie să stabilesc, domnule Murar, știți foarte bine. Bine, au surse oficiale care să vă dea răspuns. Asta îmi percepe. Da, întrebare. Corect. Dacă există surse oficiale care să spună că reclamantul ar deține imobile în Praga, da? În Praga. Sau în alt, sau în alt oraș. Care o contest este faptul că dețin un hotel în Praga. Probabil să fie greșit, probabil să fie hotelul în altă zona Europei sau în alt oraș. Asta bănuiesc că încercați să ne convingeți că problema dumneavoastră nu e că este un hotel, dar nu e în Praga. Eu înțeleg că Părintele Costiuc încearcă acum din nou prin manipulare cumva să-și ia din dinte nu știu de care. O altă întrebare. Ați afirmat în cadrul posturilor de televiziune privat că Morari, șeful suspendat al Procuraturii, deține afaceri legale în domeniul energetic, ceea ce nu corespunde realității. Sunt legale? Ce v-ați condus sau pe ce v-ați bazat astfel de afirmații? Onorată instanță, eu înainte de a participa la emisiunea de la TV8 am fost în raionul Dondușeni, fiind campanie electorală și am vorbit cu mai mulți locuitori de acolo de unde sunt stațiile eoliene. Niciunul n-a spus că proprietățile, stațiile eoliene, care este o formă de legalizare a banilor, ar aparține nu familiei lui Viorel Morar, dar personalului Viorel Morar. Iar ele sunt înscrise pe rudele apropiate. Asta o spun locuitorii. Și dacă astăzi te duci și întrebi 10 oameni la rând din Dondușeni, de acolo unde sunt stațiile eoliene, niciunul nu o să spună că e a mamei lui Viorel sau a fratelui, dar sunt a lui Viorel Morar. Asta am spus-o în cadrul televiziunii. Ori rolul unui lider politic este să comunice cei și vorbesc societatea și care sunt problemele din societate, să fie făcute publice, iar în consecință instituțiile statului abilitate cu drepturile necesare să stabilească dacă este adevărat sau nu. Asta este, domnul Murat. M-am referit la noțiunea de ilegal în domeniul energetic. Două aspecte sau două întrebări. Prima, de ce a afirmat că... Bun, sunt legale. Sunt legale. Pot să corectez. Sunt business legal al lui Viorel Murat. Ilegal în domeniul energetic. Mă răspund fain. Sunt legale, domnule Murar, business-urile dumneavoastră sunt oficiale, înregistrate, vindeți energiei statului, am înțeles, sunt legale. De ce afirmați în afară de faptul că cineva vorbește despre aspectul că business-ul respectiv îmi aparține exclusiv mie, pe ce v-a bazat suplimentar, în afară de ceea ce ați invocat? Pe experiența de viață că toți cei care au condus instituții importante de stat, câți procurori, câți judecători, activitățile economice din banii neînțelegi de unde, care nu pot fi demonstrat proveniența, au fost înregistrate pe rude, pe apropiați, pe mamă, pe tată, pe frați. Așa ați procedat și dumneavoastră, nu e nimic ieșit din comun. Ați fost acuzat și dumneavoastră că ați primit bani pentru inițierea activității politice de la persoane controversate. Da, sigur. Asta asemenea se bazează... De către șefii dumneavoastră. Plahotniu, Candu și alții. Am înțeles. Asta rezultă și din propria experiență, da? Că ați primit bani, știți, că ați primit bani. Eu pot să vă răspund, domnule Murari. Acuzațiile aduse de către Candu, cel care v-a fost nemijlocit șeful, președintele Parlamentului, n-au fost probate cu niciun video, dar după cât dumneavoastră mai bine decât mulți din societatea noastră cunoașteți foarte bine cum s-au finanțat și partide, și lideri, și televiziuni, s-au documentat, s-au filmat și în cazul în care au fost nevoie au fost publicate. Aștept și în continuare Candu și alții, cei care v-au fost șef direct pentru procuratura au fost subordonată Parlamentului, să prezinte probele necesare. Față de dumneavoastră, eu n-am moștenit după 10-15 ani de funcție de procuratură, n-am rămas cu stații eoliene, cu apartamente, cu terenuri, n-am rămas.
Asta e mare deosebire dintre noi. În urmă instanță, este un comportament manipulator a părintului Costiuc. Ați avut cu mine ceva personal? Nu, nici nu v-am văzut până atunci. Okay. Nu v-am cunoscut decât în spațiu public, în televizor. Nu am, în urmă instanță. Mulțumesc. Deci instanța trece la cercetarea scrisurilor. Cerere chemare indicată. Câteva probe din înregistrare cert clar că părântul se află la o anumită adresă în Praga care indică că asta este hotel. Adică el știe, pretins, este pe o anumită adresă. Da? Adică adresă concretă unde se află hotelul respectiv. Ceea ce este o încălcare a libertății de exprimare, fiindcă el a făcut, făcut judecăți de valoare, care ar putea fi tolerat, de genul care le-a făcut acum în ședință, adică închipuindu-se că este la tribuna Parlamentului, chiar dacă nu mi sunt plăcute, dar așa este legea. El are dreptul să se exprime, are dreptul inclusiv să ne aducă critici pentru activitatea efectuată, inclusiv spune sub semnul întrebării anumite aspecte ce țin de bunurile, inclusiv a familiei mele. Dar el nici cum nu poate să-și permită să minte în așa hal, să indice un pretins hotel când mi-a aparține. Fără probe grele în acest sens, sau măcar circumstanțe factologice, serioase. Aceasta ce am vrut să dau. Completările mele țin de faptul că știți foarte bine că sunt prezent la a treia ședință, două dintre care au fost scoase de pe rol și eu astăzi cu siguranță m-am gândit că nu va fi prezent domnul Morar și nu m-am pregătit și nu am luat mapa cu toate probele sau cu declarațiile din presă publicate mult mai devreme ca să le anexez la dosar. De asta rog instanța să ne permită să le aducem între timp extrasurile, declarațiile, tot ce o scris, investigațiile din presă, unii sunt și se conțin astfel de declarații pe care le-am făcut astăzi în instanță, dar trebuie să le probez și cu anumite acte materiale. Faza pentru prezentarea probelor, că ați avut posibilitate, chiar acum ați declarat că ați avut posibilitate, dar nu le-ați luat, crezând că nu o să fie ședință verificată. În urmare, instanța respinge acest demers. Este depășită etapa de prezentare a probelor și se dispune finalizarea examinării cauzei în fond. Trecem la pledoarii. Vă rog, domnul Morar, cu toată dumneavoastră, domnul Costiuc. Onorată instanță, o să mă strădui succint, cum am reiterat la început ședinței de astăzi, atât că libertatea de exprimare cât dreptul la viața privată nu au o numită ierarhie, adică care din drepturi este mai important. Statele au o anumită marjă de apreciere privind încălcarea acestor drepturi și libertăți în cadrul cetățenilor, dar pe o balanță aveți onoarea, demnitatea și reputația profesională a mea în calitate de procuror, de funcționar public. Pe de altă parte aveți libertatea de exprimare a părintelui Costiuc, care se pretinde că e lider de partid. Eu admit și sunt tolerant la criticile care se fac, care apar în spațiu public. Eu înțeleg că nu este tot simplu alb sau negru. Și înțeleg atunci când există anumit substrat factologic, el poate să facă și judecăți de valoare. Dar în prezenta speță este clar că Costiuc a mințit. Și el singur a recunoscut cei ce țin de ilegalitățile business-ului în domeniul energetic. Să admitem că eu pot accepta că cineva i-ar fi sugerat că îmi aparțin și el cumva a făcut judecăți de valoare ieșind din cei ce a aflat, să admitem necătând că și aceasta nu corespunde realității, fiindcă nu am avut nicio atribuție niciodată și nu m-am implicat în prin careva acțiuni concrete în activitatea fratelui. Adică eu s-fi fost să lobat careva interese, eu s-fi fost, de exemplu, să participat la construcția turbinilor eoliene sau în altă careva măsură care se poate servi temei pentru a face astfel de judecăți de valoare.
Dar să admitem, obiecția mea a fost, în cazul de față, la ilegalitate. Faptul că mi-aparțin și ilegalitatea business-ului, pe ansamblu. Ceea ce nu corespunde realității și este un fals. A doilea aspect, care este cel mai deranjant, și nu ține doar de judecata de valoare a lui Costiu, dar este un gras fals, că eu împreună cu o altă persoană dețin un hotel în Praga. Și cel mai rău, el a fost în Praga, adică părât Costiuc a fost în Praga la o anumită adresă care n-a numit-o, adică când te-am pus întrebările respective, a spus direct, adică nici nu a dat de înțeles, dar a spus direct că pe asta îi aparține și numărare în dole, hotelul respectiv, care până astăzi, de exemplu, nu este identificat, plus Costiuc, care se pretinde cunoscător a drepturilor și libertăților cetățenilor, precum și a drepturilor persoanelor care se angajează într-o activitate politică, nu a făcut niciun denunț la procuratură, necătând că eu am fost urmărit penal, inclusiv și pentru îmbogățire ilicită. Aspectele date denotă că Costiuc, de fapt, a manipulat, a răspândit informații false și, de fapt, a dorit să-și obțină dividende politice, că e așa la noi, la Moldoveni, ce el care critică, îi se pare că e cel mai deștept în țara respectivă, dar uite de propria persoană. De ce solicit să fie acceptată cererea de chemare în judecată și satisfăcute cerințele din cererea mea. Mulțumesc! Onorată instanță, ținând cont de postul pe care l-a ocupat domnul Morar și pregătirea pe care o are, înțeleg foarte bine și mi-aș fi dorit cu adevărat ca acest domn pregătit ani de zile în studierea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului să-i tragă la răspundere și să-și facă munca cinstit, iar pe banca acuzaților să fie oameni care au falimentat statul ăsta și domnul Morar, cu ardoarea pe care o văd astăzi în discursuri, în pledoarii, să insiste în fața instanțelor de judecată ca să fie trași la răspundere și cei care au falimentat statul. Încă o dată repet, și sunt o sumedenie de cauză pe care inclusiv domnul Morar le-a avut și nu știu ce s-au terminat. Straniu este că din toți cei care au condus statul, care au avut funcții publice, care au avut contracte cu statul, niciunul nu este atât de mult hărțuit ca un lider a unui partid care nu a avut niciodată tangență cu instituțiile statului. N-am fost onorată instanță, nici consilier, nici ministru, nici deputat, n-am avut o funcție publică, n-am avut un contract cu statul și nu văd care ar fi supărarea celor care au condus cu statul în privința mea. Acum și ține de acest dosar. Libertatea de exprimare. Și aici spune și domnul Morare că Procuratura Generală, printr-un comunicat, a recunoscut sau a insistat sau a vorbit despre anumite proprietăți pe care le are domnul Morare în afara hotarilor Republicii Moldova, doar că așteptăm în continuare ca Procuratura Generală sau alte procuraturi specializate sau nu mai știu cine să ducă măcar un dosar până la capăt, până la final și să ne demonstreze proprietățile interne și externe a funcționarilor care au beneficiat de putere oferită de popor lor personal, procurorilor, șefilor de procuratură. În speța asta este vorba de libertatea de exprimare. Și domnul vorbește foarte corect. Libertatea pe care ne-a oferit-o Constituția și în baza căruia am vorbit și am tras și am atras atenția și am atras atenția publică, fiind în campanie electorală pe ultima 100 de metri, fiind cu o săptămână înainte de ziua alegerilor în Praga, știind că șeful Parlamentului, cei care uzurpase puterea în stat, are casă, are familia în Praga și au și imobile, au proprietăți. Iar o serie de băieți care au slujit regimul lui Plahotniuc au beneficiat și ei de proprietăți în diferite capitale ale Europei, inclusiv în Praga. N-am spus nimic ieșit din comun. N-am făcut declarații care să le lezeze onoarea și demnitatea celor care sunt boieri și sunt boieri cu acte în regulă. Nici o familie, sunt probabil sub 1% din familiile din Moldova au proprietăți în valoare de 5 milioane de euro. Sub 1%, probabil în jumătate de procent. Și atunci când jumătate de procent dintre cei care au condus instituțiile statului au pretenții de a fi lezată onoarea și demnitatea și nu-i deranjează imobile de milioane în Republica Moldova, dar de un hotel care este undeva în Cehia, și poate nu mai este între timp proprietatea domnului că a vândut sau a străinat sau cine știe ce s-a întâmplat între timp în 2 ani de când avem o altă guvernare, eu pe final solicit respectuos instanței de judecată să respingă această cerere de judecată
ca fiind una neîntemeiată și să nu pericliteze de acum înainte libertatea de exprimare, pentru că se creează un precedent periculos când un șef de procuratură, prin instanța de judecată, poate să bage frica și așa în societatea noastră, care a rămas o mână de oameni acasă, 1,5 milioane este plecată pe hotare de atâta viață bună și de atâția ani buni de guvernare pro-europeană din 2010, din 2001, din când, nu mai știu de când tot ne conduc ăștia, că nu a mai rămas nimeni acasă. Faptul că este un nebun, așa cum se exprimă mulți, care vorbește public despre problemele de sistem, asta nu înseamnă că trebuie să-i închidem gura, asta trebuie să vedem unde putem rezolva, cum putem rezolva, ca să nu existe nici măcar cele mai mici bănuieli în îmbogățire ilicită, în carieră impecabilă, să nu existe. Noi ne dorim să fim o țară europeană, o țară cu parcurs european, o țară membra comunității europene. De asta cerem ca această cerere să fie respinsă, anulată, sau cum se numește în termenii juridici, iar societatea să aibă un semnal clar că toți cei care au lucrat în statul nostru în ultimii 15 ani, inclusiv astăzi, că sunt foarte mulți care și astăzi, să știe că mai devreme sau mai târziu vor răspunde în fața legii. Mulțumim, onorată instanță. Da, onorată instanță. Din cât vedeți din discurs, e foarte împlăcărat al părintelui Costiuc, îi pare că din nou interes să află la tribunul Parlamentului. Eu am făcut și conferințe de presă ce țin de proprietățile, sau spun, resurse financiare a familiei și am declarat în o singură dată și în acest context am prezentat și probe. Părinții mei, inclusiv și fratele, au fost ani de zile peste hotare, au trimis bani, inclusiv prin sisteme rapide de transfer, și asta am prezentat și sunt dovezi, inclusiv la dosarul penal pornit pe îmbogățire de cer. Eu nu neg faptul că Costiuc, Părăt Costiuc, are dreptul la libertate de exprimare. Eu nu vreau să-l descurajăm pe dumnealui ca el să aducă critici, inclusiv și mie. Dar problema că el trebuie educat și el trebuie redirecționat în cadrul legal. El nu poate, în așa hal, și nu vorbesc astăzi de mine, mâine ați fi altcineva, să minte societate. Fiindcă asta nu este o judecată de valoare. Dacă ne conducem de dosarul Ladric împotriva României, unde doamna fiind procuror a fost supusă unei critici care a depășit judecata de valoare, Curtea Europeană a Dreptului Omului a spus, pe lângă faptul că există onoarea și demnitatea ca persoană, există și reputația profesională care, într-o societate democrată, într-un stat de drept, este asemenea de important ca și libertatea de exprimare. Prin tolerarea comportamentului fraudulos, mincinos și deviant a pretinsului politician Costiuc, noi aducem într-o altă sferă sau într-o altă, să-i spun eu, domeniu, ceea ce ține de protecția reputației profesionale. Pentru cetățeni este important că cel care face justiție sau cel care face parte din sistemul justiției să aibă și o reputație ireproșabilă. Atunci când există anumite critici, ele asemenea trebuie să fie bazate pe substrat factologic serios. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a menționat despre faptul că și judecățile de valoare nu pot fi numite ca judecăți în sine dacă nu au fapte ce ar deduce, din care s-ar deduce o astfel de judecată de valoare. Ceea ce a făcut Costiuc este inadmisibil. Ori, aducând atingere reputației mele profesionale, el de fapt neagă toată activitatea pe care am avut-o în cadrul Procuraturii Anticorupție. Eu am avut neplăceri, să-i spun eu, sau am avut deficiență activând în Procuratura Anticorupție și pe timpul când statul era capturat sau când era condus de partid ce a fost declarat sau că a fost declarat uzurpator a puterii. Eu și atunci mi-am dat demisia din anumite considerente. Nimeni nu poate să-mi spui că eu am încălcat legea fără probe în acest sens. Eu vă spun cu toată responsabilitatea. Mi-am îndeplinit conștiincios atribuțiile de serviciu. Faptul că nu toți sunt mulțumiți de activitatea pe care am desfășurat-o și activitatea este specifică. Am urmărit persoane care au o anumită influență politică, au de părâtul care pretinde sau care vrea să devină mare politician. Am urmărit inclusiv persoane cu funcții înalte în Partidul Democrat, care la acel moment erau la conducere.
ceea ce nu se întâmplă astăzi. Și nu o să tolerez când un astfel de bărât ca Costiuc să-mi aducă atingeri onorii, demnității și reputației profesionale în lipsa substratului factologic serios. Vă mulțumesc! Ultima remarcă, da, onorată instanță, doar o singură. Fiind, dar nu e vorba de replică, doar o completare ca dumneavoastră să faceți o și să aveți o concluzie corectă. Eu în 2005, 6, 7, 8 am fost la fel de activ social și politic și am protestat în fața unor instituții cum este președinția și am fost și bătut pentru libertatea de exprimare. În momentul în care domnul Morar fiind procuror, de asta supărările mele vin de acum încă 15 ani. Oamenii care au beneficiat de suportul statului și care au trebuit să vegheze aplicarea legii uniforme, eu fiind bătut de către poliție în izolatoare la Buicani, procurorii n-au reacționat niciodată. De asta, lecțiile de moralitate din ziua de astăzi a domnului Morari să le țină pentru următorii 50 de ani când nu o să uite de activitățile Procuraturii Anticorupției și când nu o să mai știe nimic care a fost activitatea dumneavoastră. Atunci să le citească lecții de moralitate celor care nu știu cine este domnul Morari. Noi până când știm domnul Morari? Cine sunteți? Ce instituție ați reprezentat? Și pe cine ați reprezentat? Așa că, cu tot respectul domnul pentru... Instanță, eu solicit să-i faceți observația. Nu trecem la... la ofense directe. Eu tot știu cine este părântul Costiuc. Dar nu-mi permit să nu vadă... Instanță, să nu facem mai simplu. Să am mâine deliberare. Temperatura s-a rădit. E timp să ridici, cum spunea Filat, sar odată în aer ca să ne clarificăm odată cu statul ăsta. Că e statul pentru procurori, nu pentru cetățenii simpli. aprilie, ora 14:00. Cât 12 aprilie? Da. La un seminar, nu știu când mă eliberez. Hai spre sală, la 6. Nu, va fi doar deliberare. Prezența nu e obligatorie. Acei fixaturi și mai. În jur 7 de față. Deci 13 aprilie, ora 14:00. Prezența nu este obligatorie. Hotărârea va fi publicată imediat. Am înțeles, mulțumesc. Ședința se declară închisă la 11:54 minute.